Așadar, dragilor, pornim. Am pornit-o, n-am dat drum la cameră, revin imediat. Am făcut aici ce? Mulțimi, clasa 11-a, tema pentru acasă, și să se arate cu următoarele mulțimi, urmează un exercițiu. Sunt nemărginite, atât inferior cât și superior. Și ne lovim de următorul lucru. Nu avem noțiunile puse la punct. Și acum am să-ți arăt, înainte de a ne apuca să faci exercițiu, cum trebuie să te pregătești pentru lecția asta. Deci îmi închipui că sunt în locul tău, da? Și atât aici. Este un capitol aici și câteva lucruri trecute, introductive și care sunt niște definiții, niște lucruri care trebuie să-ți fie ție foarte bine cunoscute. Deci așa. Mulțimi mărginite. Șterg asta aici. Mulțimi mărginite. Da? Mulțimi mărginite. Este marea greșeală a voastră când ai temă de făcută pentru a doua zi, te apuci să faci temă. Fără parte teoretică. Nu ai ce, nicio șansă. Nu înțelegi nimic, nu ai ce face. Și iată cum pregătesc eu chestia asta. Definiție. Numărul real. Deci o definiție. Un număr M real se numește minorant. Da? M se numește. Cum am zis că se numește? Minorant sau majorant? Minorant. Majorant. Al mulțimii. A inclus în el. Adică, prin A, se înțeleg un interval. O submulțime a lui el. Axa reală, nu? Axa reală, o știți bine, este asta de aici. Asta e axa reală. Și când zic A, inclus în el, mă gândesc la un interval. Din el. Poate fi și o reuniune de intervale. Ori un singur interval, ori o reuniune de intervale. A mare aceea. Un număr real pentru mulțimea respectivă poate fi, cum am zis, minorant sau majorant. Să citim cu dumneavoastră, nu știu mai departe să zic. Să vedem ce spune cartea, dar vreau să înțeleg. Dacă are cel puțin un minorant sau majorant. Se numește minorant, majorant, am puțin, dacă M, deci dacă M e mai mic egal decât X. Deci dacă M pentru minorant, da? Deci un număr se numește minorant dacă M e mai mic egal decât X, virgulă, X mai mic egal decât M mare, oricare ar fi X ce aparține lui A. Nu prea am înțeles. Tu ai înțeles ceva? Ai înțeles nimic. Insistăm. Trebuie să înțelegem. E scris în românește aici. Deci, un număr M din el, un număr real, 2, 7, 9, 2,5, 3,7, se numește minorant pentru mulțimea mare, dacă el, M-ul ăsta, cred că e vorba de M-ul ăsta de aici, da? Dacă M-ul ăsta este mai mic decât toți X-ii din A. Deci el este mai mic decât toți X-ii din A. Și altă dată, pentru majorant, s-a notat cu M mare. Dacă X și din A sunt mai mici decât el. Mai concret. Dacă eu îți dau A mare, egal cu intervalul deschis, 3,
până la 7. Da? Am luat așa, 3-7. Deci am luat pe A, intervalul de la 3 la 7. Este inclus în el asta? Este o bucată din axa reală, da? O bucată din mulțimea reală. Da. Un interval. Un anumit număr din el se va numi minorant dacă el e mai mic decât toți x-ii de aici. Deci, indiferent ce x vei lua de aici, ăla să fie mai mic. Ca să înțelegi tu, uite așa. Uite aici este 0, 1, 2, 3, 4, până unde am zis? Până la 6. 5, 6, 7. Eu am luat doar bucata asta, de la 3 până la 7, la inclusiv 7. Un anumit număr real se consideră minim, minorant, dacă e mai mic decât toți și de aici. Adică minorant poate fi 0, poate să fie 1,5, 1, 2, pentru că el este în stânga. X-ii din mulțimea asta, asta e mulțimea A mare, X-ii de aici sunt situați dincolo de numărul ăsta. Sau numărul acela e mai mic. Deci orice număr de la minus infinit până la 3, poate fi socotit minorant. Da? Deci toate numerele din zona asta pot fi socotite, nu? Ca minoranți. Pentru că acestea, fiecare valoare la care te oprești, este în stânga oricărui x. Adică orice x de aici, cum este? X-ul de aici este dincolo de m. Deci m este un minorant. Iar dacă vrei să vorbești de majoranți, l-am notat cu majorantul cu m mare, vezi că e pus în paranteză, precum e pus aici în paranteză, deci m mare să vă face referire, e tot un număr real. Da? Un număr e mare se cheamă majorant, dacă x-ii sunt mai mici decât acel număr. Spune-mi, unde ar fi majoranții situați? De la 7. De la 7 încolo. De la 7 până la plus infinit, toți sunt majoranți din zona asta. Orice număr real din zona asta sunt, da, constituiți ca fiind, sunt văzuți ca fiind majoranți pentru A de la 3 la 7. Da? Să fie mai mic egal. Adică chiar și 7. Da? Chiar și 7 este un majorant. Pentru că toți x-ii de aici sunt mai mici sau egal. Când mă duc cu x-ul chiar 7, pot să le iau, e chiar egal. Deci majoranții încep de la 7, 7, 7, nu știu ce, 8, 9, până la plus infinit. Asta e mulțimea majoranții. Am înțeles ce înseamnă majoranții? Deci toate valori de dincolo de intervalul acela, da? Și minoranții toate în partea stângă, da? Mai mici decât el. Bun. Vezi ce înseamnă? Asta înseamnă să insistăm. Definiția. Mai citesc o dată. Un număr real M se numește minorant. Am spus-o, da? Se numește minorant, respectiv majorant, pentru o mulțime A inclus în el. Eu am luat ca exemplu pe A, cine l-am luat ca exemplu? Intervalul 3-7. Și spune, dacă e mai mic egal decât X, adică este în stânga tuturor X-urilor din A, sau orice X din A este dincolo, în dreapta numărul respectiv. Și majorant dacă sunt valori de dincolo. Asta e o definiție. Definiția 2. Definiția 1, definiția 2. Mulțimea mare se numește mulțime mărginită inferior. Deci mulțimea asta, ca exemplul nostru, mulțimea asta se numește mărginită inferior. Respectiv superior. Deci este mărginită inferior, respectiv superior. Dacă are cel puțin un minorant majorant. Deci mulțimea asta se numește mărginită inferior.
Da. Dacă are cel puțin un minorant, dacă are cel puțin un minorant, și putem spune că are un minorant? Da. De la minus infinit până la 3 sunt... Are minoranți foarte mulți. Da. Întrebarea este, minorantul acela trebuie să aparțină mulțimii sau nu? Trebuie să aparțină mulțimii. În cazul nostru, cum am luat eu 3 deschis, minorantul acela nu aparține mulțimii. Da? Minoranții care avem sunt în stânga. De aceea, mulțimea asta nu putem să spunem că este mărginită inferior. Da? Pe când în dreapta am mulți majoranți, dar există un majorant care chiar aparține mulțimii. 7 este al mulțimii. Deci dacă este un majorant care se aparține, atunci mulțimea se cheamă că e mărginită superioară. Dacă există un minorant care se aparține mulțimii, se cheamă că este mulțime mărginită inferioară. Da? Deci aici este lucru important de sesizat. Minoranța are destui, dar nu are un minorant care să fie în mulțime. Facă parte din mulțime. Apoi, o mulțime se zice că este mărginită dacă și numai dacă există un interval în care a să fie inclus acolo. A să fie inclus în mulțimea respectivă. În momentul de față, putem afirma că mulțimea mare nu este, este nemărginită inferior, da? Interval deschis, da? Mărginită, nemărginită inferior și mărginită superior. Așa. De aceea, în exercițiul care ți-a fost dat, care a fost intervalul? În exercițiul care a fost propus... La 65 sau exercițiul 10, poate. Care este exercițiul? 10, l-am semnat de acolo. 10, unde 6, 7, 8, 9, 10. 10, ai avut așa. Să-ți arate că următoarele mulțimi sunt nemărginite. Fie inferior, nemărginite, inferior, superior. Deci a fost vorba de A mare egal cu minus infinit 3. Da, minus infinit 3. Este nemărginită, da, nemărginită inferior, pentru că simbolul minus infinit este cel care nu... Nu poate, putem face referire. Nu găsim niciun număr în care să fie cum. Toate de acolo să fie în dreapta lui. Oricât m-aș duce eu de spre minus infinit, totdeauna mă sunt unele și mai în stânga ale mulțimii acestea. Deci este, această mulțime este nemărginită inferior. Da? Este nemărginită inferior. Bun. Nemărginită inferior. Pe urmă, B egal cu minus 1 plus infinit. Ce poți să spui? B egal cu minus 1 plus infinit? Este nemărginită superior. Da? Că superior, ori nu poți să oprești niciodată. Nu există niciun 1, niciun număr, încât toate elementele să fie mai mici decât acela. Nemărginită superior. Pe urmă, C egal cu mulțimea elementelor de tipul minus 1 pe minus 1 la n, minus 1 la n ori n,
cu proprietatea când e natural. Minus 1 la N, ori N. Ai vrea să încercăm să le găsim elementele, cam cum ar arăta? Ce ar fi așa formată din? Când N e par, am avea... Orice număr la putere par. Par face plus. Da. Ar face când N e par. Da. Adică 0, 2, 4, 6, da? Deci pentru 0, am avea pe 0. Da? Când N este 2, am avea 2. E ori N. Minus 1 la a doua face. 0, 2, 4, 6, 8, și așa mai departe. Toate numerele pare. Când N este impar, dă negativ. Dă negativ, adică face minus 1, minus 3, minus 5. Deci minus 1, minus 3, minus 5, și așa mai departe. Poate fi oprită mulțimea asta a numerelor pare în dreapta, vreodată? Nu. Nu. Dar asta, mulțimea numerelor pare. Deci aici se duce puncte-puncte la plus infinit, nu? Și aici se duce puncte-puncte la cine? La minus infinit. Înseamnă că nici superior și nici inferior nu este mărginit. Deci este nemărginit atât superior cât și inferior. Deci este nemărginit atât superior cât și inferior. Apoi, mulțimea D egal cu 1 pe X pentru care X-ul aparține lui 0, 1. Deci, vreau să văd cum arată 1 pe X. Când X-ul este un număr de la 0 până la 1. Deci când X-ii sunt de la 0 până la 1, adică e vorba de axa reală, aici e 0, aici este 1. Și în momentul în care facem inversele acestor numere, 1 pe 100 unde este? 1 pe 100. Adică au 0,01, nu? Da. 0,01. Deci 1 pe 100 înseamnă întregul ăsta îl împart în câte părți? Îl împart într-o 100 și noi luăm una. Pe aici spune ba asta, aici. Da? Aici este 1 pe 100. Dar inversul 1 pe 100 cât este? 100 pe 1, 100. Cu cât ești mai aproape de 0, inversul va fi din ce în ce mai mare. 1 pe 10 milioane. Face 10 milioane. Deci, cât ne apropiem mai mult cu X-ul de 0, deci când X-ul, ce înseamnă că X-ul aparține 0? X-ul e cuprins între 0 și 1, da? Între 0 și 1. 1 pe X, 1 pe X va fi cuprins între 1 pe 1 face 1 și 1 pe 0 din ce în ce mai mare. Și infinit. Da? 1 pe 0. Unde este nemărginită? În ce parte este nemărginită? Nemărginită superior. Superior, da. Da? Superior nu poate fi oprită. Inferior pot să-l opresc. Fie cu 1, fie cu 0, fie cu... Găsesc toate numerele din stânga. Deci inferiorul putem opri. Găsim minoranți. Nemărginită superior. Este nemărginită superior. Da? Deci este nemărginită superior. D-ul. Eu. E egal cu mulțimea tuturor acelor X natural, toate numele naturale, cu proprietatea că 7 aici e 7 divide X, cred că așa. Toate numele naturale cu proprietatea că 7 divide pe X. 7
7, bară, bară, și cred că așa 7 divide pe x. Așa, să înțeleg. 7 îl divide pe x. Adică x-ul trebuie să fie multiplu de 7. Pentru ca să-l divid, ar trebui să fie și cel puțin 7, sau 14, sau 21, sau 28, și așa mai departe. Deci ar fi așa. Egal cu mulțimea. 7, 14, 21, 28, 30, cât? De 32. 35, cred, da. 35, și mai departe. Și așa mai departe, mai departe, mai departe. Înseamnă că superior sunt toți multipli de 7 care sunt foarte mulți, o infinitate. Da. Superior nu poate fi oprit. Inferior poate fi oprită, fie de 7, fie de 0, de 1, de 2, orice număr care s-ar fi în stânga. Da. Că, pentru că toate sunt dincolo. De 6, da? Nemărginită superior. Nemărginită superior este 6. Cine este asta? Eu. F-ul. F-ul egal cu F-ul. Zice la 10 suntem, da? Da. F egal cu mulțimea logonatural din x cu proprietatea că x mai mare ca 0. Aici autorul, folosind logaritmul natural, nu prea a fost drăguț cu tine, cu voi, pentru că logaritmul natural încă nu vă este vouă clar cam ce înseamnă. Da, eu am să vă... Am să încerc să găsesc o soluție ca să... Am să iau pe logaritm, în loc de logaritm natural din x, am să zic log în baza 2 din x. Logaritm în baza 2. Ce înseamnă logaritmul? Să ne amintim asta. Logaritmul într-o bază dintr-un număr. Cât este logaritm în baza 2 din 2? 1. Pentru că baza la 1-a face argumentul, da? 2 la 1-a egal cu 2. Cât este logaritm în baza 2 din 4? 2. Este 2, pentru că 2 la 2 egal cu 4. Cât este logaritm în baza 2 din 8? 3. Pentru că 2 la 3 este egal cu 8, da? Ei, vezi? Logaritm baza 2 din 4 este 2. Logaritm baza 2 din 8 este 3. Dar între 8 și 4 sunt destule, de la 4 până la 8 sunt destule numere, nu? Deci de la 8 la 4 sunt destule numere. Ei bine, logaritm baza 2 din 5 cât ar fi? Logaritm în baza 2 din 5 cam cât crezi că ar fi? 2 la 2 de 4, dar... Mai mult de 2, mai puțin de 2. Mai mult de 2. Mai mult de 2. Abia când ajungi la 8, face, da, 3. Face 3. Deci va face 2, virgulă, și zecimale o infinitate. Nu se termină niciodată. 2, virgulă, puncte, 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 puncte. Abia logaritm în baza, cum ai văzut aici, din 8, face 3. Până acolo, e treabă de făcut, da? Haideți să încercăm să facem graficul. Să facem un tabel de valori.
să întocmim graficul funcției, ca să înțelegem câte ceva. Uite, x-ul de la 0 începe. N-are voie să fie, la logaritm, argumentul să fie mai mare ca 0 diferit de 1. Da? Strict mai mare ca 0. N-are voie să fie din 0, că logaritm baza 2 din 0 nu există. Da? Nu poți să spui. Nu, logaritm baza 2 din 1 este 0, dar din 0 nici nu există. Din, nu știi să fac asta, da? Adică 2 la cât să facă 0? Niciodată. Da? 2 la cât să facă 0? Nu se poate. Și atunci, pe 0 nu-l luăm, ca și m-ar fi interval deschis. Noi lucrăm cu x și, deci dacă aș găsi funcția f de x egal cu logaritmul baza 2 din x, aș avea că f e definită pe 0 plus infinit cu valori, nu știu ce valori. Acum încerc să găsesc. Deci, f definit pe 0 plus infinit, important, domeniul definiției 0 plus infinit, x și la 0 la plus infinit dau voi x, niciodată vreun logaritm nu poate lucra dintr-un număr negativ. Da. Da? Deci numai de numeri pozitive. Și acum, dacă le opri 1, logaritmul baza 2 din 1 este 0. Da? Dacă le opri 4, pe 2 mai întâi, pe 2, logaritmul baza 2 din 2 este 1. Dar de la 0 și la 1 până la 2 sunt o sumedenie de numere. Adică de la logaritm dintr-un număr cuprins între 1 și 2 îți va da ca aici niște numere de la 0 la 1. Da? De la 0 la 1. Când 1 îți dă 0, da, 2. În 2 îți dă 1. Aici îți dă foarte mult, dar numai 0,0,0,0. Da, da. Când le iei din 4, logaritm baza 2 din 4, face 2. Da? Aici, pentru toate numerele de aici, va fi 1, da, și multe decimale. De acord, da? Da. Când mă duc din 8, îți va da din 8 cât? Logaritmul baza 2 din 8, 3. Face 3 aici, da? Da. Iar de la 4 la 8, îți dai seama câte, da, numere sunt. Și cât va face și imaginea prin logaritm? 2, și multe decimale. Și așa mai departe. Hai să vedem în 1 pe 2 cât este. Logaritm baza 2, să facem logaritm în baza 2, deci pentru x egal cu 1 pe 2, f de 1 pe 2 va însemna logaritm baza 2 din 1 pe 2, ce face? Îl punem pe 1 pe 2 totul la minus 1. Da. Deci egal cu logaritm baza 2. Logaritm în baza 2 din 2 la minus 1. 2 la minus 1, da. Și care face minus 1 conform unei proprietății în față, nu? Da. Și vine minus 1 logaritm din 1. Logaritm baza 2 din 2. Și face 1 ăsta. Și egal cu minus 1 ori 1. Face minus 1. Da. Deci logaritm baza 1 pe... Logaritm baza 2 din 1 pe 2 face minus 1. Luăm 1 pe 4. 1 pe 4 pe aici ar fi. Jumătatea jumătății. Ia să facem logaritm pentru x egal cu 1 pe 4. F de 1 pe 4 va însemna logaritm baza 2 din 1 pe 4. Tot așa, punem la minus 1 și vine... egal cu logaritmul baza 2 din 4 la minus 1. Minus 1 vine în față și vine... Minus logaritm baza, baza 2 din 4, care face? 2. 2 și cum mulțim cu minus? Minus 2. Minus 2. Deci la 1 pe 4 este minus 2. La 1 pe 8 cât va fi? Ar veni x egal cu 1 pe 8. F de 1 pe 8 egal cu logaritmul bază 2 din 1 pe 8 egal cu logaritmul bază 2 din 8 la minus 1 egal cu minus logaritm în bază 2 din 8 care dă minus 3. Deci eu practic aici am logaritm baza 2 din x, da? Adică y care apar. Și 2 ai spus că aici face minus 3. Minus 3, da. Face minus 3. Bineînțeles că la 1 pătrimi, la 8 sunt mulți x.
dar vor fi numere între minus 2 și minus 3. Cu cât mă apropii mai mult de 0, 1 pe 16, 1 pe 32 și mai departe, sunt din ce în ce mai negative. Hai să încercăm să reprezentăm perechile astea de numere. Să vedem cam cum ar arăta graficul. Să zicem, când x-ul egal cu 1, y-ul care apare ca imagine, cât este y-ul? Când x-ul e 1, y-ul este 0. Deci ăsta este un punct al graficului. Când x-ul este mai departe cât? 2. 2. Când x-ul e 2, y-ul cât este? Am luat două unități, dar aceeași unitate. X-ul 2, y-ul este? 1. 1. Aceeași unitate, 1, paralele, reprezentăm punctul. Ăsta este punctul de pe grafic. Când x-ul este 4, ce înseamnă 4? 3, 4. Y-ul cât este? 2. Și... 2 este, da? Da, 2. 2. Cu paralele. Și duc și în partea asta. Și ăsta este punctul. Da, am un punct aici, un punct aici. Când x-ul este 8, dacă x-ul este 8, adică 4 și încă o dată 4, 8, cât este y cu momentul de față? La 8. 3. 3. 3. Când x-ul este o doime, y-ul cât este? Minus 1. Duc și paralele. Asta este iar și un punct. Da. Când x-ul este o pătrime, adică jumătate o dă un 2. Minus 2, mai jos. Este mai jos, minus 2, duc paralele și asta e punct. Da. Când x-ul este o optime, adică pătrimea o dau un 2, y-ul cât este? Minus 3. Minus 3, da? Deci minus 1, minus 2, minus 3. Și mai departe, 16 și mai departe. Dar de la 1, de la 1 la 2, în 1 este 0, în 2 este 1, da? De la 1 la 2 n-am mulți de x. Fiecare x de aici va da un y pe aici. Vor fi punctele puse unul sub unul, da, altul, uite așa. Eu n-am putut, am sărit pe o parte dintre ele, da? Deci, toate punctele puse unul lângă altul se vor lipi și imaginea lui 0, 1 va însemna, imaginea lui 1, 2, când x-ul se plimbă în zona 1, 2, y-ul se plimbă în zona 0, 1. Deci, intervalul 1, 2 are ca imagine pe 0, 1. Da? Acum, de la 1, de la 2, că ăsta e 2, parcă, nu? La 4. Deci la 2, la 4, te grebești, văd că ai... Nu, că am tot dus mesajul la 1, că îți gândesc mai aia, mai spală. Mai stai un pic, da? Să-mi termine, greu. Așa, am înțeles. De la 2 la 4, când x-ul e de la 2 la 4, y-ii sunt de unde? Y-ii sunt de la 1 la 2. Da? Y-ii sunt la 1 la 2. Adică, iată, puse punctele acestea cu x-ul de aici, găsim y, cu x-ul de aici, găsim y, puse unul de altul, apare imaginea clară, graficul funcției. Și mai departe. Și cum zona poate așa. Iată cam cum arată graficul. Când x-ul este între 1 pe 2 și 1, y-ii sunt aici, în zona asta. Și iată cum apare graficul logaritm baza 2 din x. Se apropie din ce în ce, fără să-l atingă. De pentru că x-ul nu se duce spre 0. Da. Atunci se duce tot mai jos, y și tot mai jos, adică la minus infinit. Minus infinit. În concluzie, imaginea
logaritmul, adică y, sunt numere de la minus infinit, cât x și de unde sunt x? De la 0 la plus infinit, x mai mare ca 0, y care se apar sunt de la minus infinit, din ce în ce și îți duc încolo, la plus infinit. Deci la minus infinit, la plus infinit. Așa, dar și logare în baza e, că e tot un număr supraunitar, baza e este 2 și ceva, un pic mai mult decât 2. Și aici trebuie să spun egal mai departe cu mulțimea minus infinit plus infinit. Deci mulțimea y-celor care apar sunt numere de la minus infinit până la plus infinit. Și atunci este nemărginită și inferior și superior. Superior, da? Faptul că dăm minus infinit plus infinit rezultă că mulțimea f asta este nemărginită inferior și superior. Da? Dar așa trebuie să faci graficul, să arăți ce se întâmplă, să se vadă că e y. Asta trebuie, te întreba pe tine. Ce știi despre y și ăștia? Câtă vreme x sunt la 0 plus infinit? Răspunsul. Fiindcă e baza, eu am ca mod de a gândi mai practic pentru tine, am luat logare în baza 2. Baza ei este un număr irațional și mai greu. Nici nu știi ce era număr irațional, deci autorul o exagerat dând exemplu ăsta. Dacă era drăguț, trebuia să dai logare în baza 2 din X. Atunci înțelegeam. Iată că am putut să fac asta. Da. Și atunci minus infinit zici, este nemărginită și superior și inferior. Mă opresc aici că văd că ești frământat să mergi acasă. Am făcut textul ăsta 10. Ai înțeles ce înseamnă mărginit și nemărginit, o mulțime mărginită și nemărginit. Dacă există un minorant, este mărginită inferior. Dacă există un majorant, e mărginită superior. Când nu există așa ceva, e nemărginită. Da, asta ar fi. Da, la revedere, dragilor. Pe curând. Pe mâine seară, dacă mă ajungi, pe mine mă găsești aici.